Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit! Numărăm zilele până la Crăciun, numărăm orele, numărăm clipele, ne bucurăm de această perioadă în măsura în care putem, pentru că, într-adevăr, este o perioadă mai stresantă în care căutăm să facem toate cumpărăturile, să găsim cadourile potrivite. Cu toate că sper că măcar dumneavoastră ați reușit să faceți lucrurile astea din timp. În orice caz, dacă n-ați reușit, timpul nu-i pierdut. Pe ultima sută de metri se pot face multe lucruri, însă cu presiunea bine cunoscută, presiunea faptului că nu știi ce mai găsești. Sunt multe lucruri de făcut, curățenie, mâncare, împodobit bradul, multe. Hai să ne facem totuși această zi mult mai frumoasă, prin muzică, prin colinde. Astăzi ne vin colindători din Prahova, de la Vălenii de Munte, dar până când umplem platoul de copii și de invitați, să vorbim puțin despre revista Taifasuri, noua ediție, care are pe copertă familia Alinei Sorescu. De ce Crăciunul, de Crăciun cu Soreasca și Picii, așa se numește articolul, există și un interviu, însă nu la jumătatea revistei. La jumătatea revistei avem calendarul creștin-ortodox pe 2024. Așadar, după ce citiți revista, îl puteți pune frumușel în casă. În revistă, tot felul de lucruri interesante. Carmen Silva, 180 de ani de la naștere. Superstiții de anul nou din toate colțurile lumii. Previziuni extraordinare pentru anul 2024. Momente artistice și muzicale pline de magie în perioada sărbătorilor de iarnă. Ce evenimente frumoase sunt în această perioadă, atmosfera balurilor vieneze reconstituită pe scena Ateneului Român, valsuri celebre în ajunul Crăciunului, concert vienez la Sala Palatului, Dan Puric și Adrian Naidin sunt măturătorii Raiului la Sala Luceafărul, asta pe 23 decembrie, Orchestra Simfonică București, concert tradițional de anul nou în capitală, pe 30 decembrie, așadar, la Sala Palatului din București, este programat acest concert. Dar acum să revenim la superstițiile de anul nou din toate colțurile lumii, pentru că aici avem tot felul de chestiuni, din punctul meu de vedere, bizare, unele dintre ele interesante, cel puțin. Arderea sperietorilor de ciori, ia auziți. Tot în lumea fascinantă sud-americană există superstiția că arderea unei sperietori de ciori în noaptea de anul nou este de natură să elimine orice vibrații negative din viața celor care recurg la această purificare, să-i spunem. Eventual, gestul se poate însoți de celebrul dans al ursului, tradiție veche românească, ce trimite cu gândul la simbolistica vremurilor imemoriale și la legătura omului cu cei mai puternici reprezentanți ai lumii naturale. Apoi, spre miezul nopții, unele tradiții recomandă tuturor să stea în casă, cel puțin până când vine cineva din afară în vizită, iar acea persoană trebuie neapărat să vă aducă un cadou, potrivit unei superstiții care provine din Scoția. De asemenea, în multe culturi se consideră că primul pas din noul an trebuie făcut cu piciorul drept. De ce? Nu mai punem această întrebare ca să ne meargă bine în următoarele 12 luni. Ce purtăm pe 1 ianuarie? Se crede că pe 1 ianuarie este cel mai bine să ne trezim de vreme ca să avem spor în tot anul care vine. Cel puțin așa cred de secole polonezii de la care vine această tradiție. Pe de altă parte, celebra noapte dintre ani, considerându-se o noapte plină de magie și vrăjitoarele aici se pregătesc foarte bine, de purtat în noaptea dintre ani lenjerie intimă roșie. Această tradiție vine din America de Sud și este menită să atragă pasiunea în viața celor care fac acest gest. În altă parte a lumii, mai exact în Filipine, foarte multe persoane poartă piese vestimentare cu buline în anul nou, pentru că toată lumea crede că această formă geometrică este simbolul banilor, iar hainele cu buline vor atrage negreșit prosperitatea. Mai discutăm despre superstițiile de anul nou, despre tradițiile din preajma Crăciunului, însă după ce l-ascultăm pe Marian Haiducu. Oare Marian Haiducu este pregătit? Acolo videoclipul l-au pregătit colegii mei. Este pregătit, urmărim chiar acum. Să plec în sat.
cam o mândră de iubit. Toată noaptea m-a jelit, m-a jelit să-mi fie rău, să nu mai știu gândul meu. Când o fi să mă însor, să-mi vină să mă omor. M-a jelit să-mi fie rău, să nu mai știu gândul meu. Când o fi să mă însor, să-mi vină să mă omor. Nu scăpai, mă, socotii, tu iar nu-i de căpătâi. Până n-o s-o fac nevastă, cu alta să nu fac casă. Mă bleastă, mă, cu-al meu nume, să nu am copii de lume. Când o fi să-mi fie bine, să fugă mândra de mine. Mă bleastă, mă, cu-al meu nume, să nu am copii de lume. Când o fi să-mi fie bine, să fugă mândra de mine. Ce-ai făcut, toată noaptea am zăcut. Că am vrut să plec în sat, la mândre l-a sărutat. Mândrulița, ce-ai făcut, toată noaptea am zăcut. Că am vrut să plec în sat, la mândre l-a sărutat. Mândru să te bată focul, că tu mi-ai mâncat norocul. Și să-ți fie în viață bine, cum ai blestemat pe mine. Mândru să te bată focul, că tu mi-ai mâncat norocul. Și să-ți fie în viață bine, cum ai blestemat pe mine. Să te bată focul, că tu mi-ai mâncat norocul. Și să-ți fie în viață bine, cum ai blestemat pe mine. Mândru să te bată focul, că tu mi-ai mâncat norocul. Și să-ți fie în viață bine, cum ai blestemat pe mine. Și stop! Vă mulțumim! Doamnelor și domnilor, au venit colindătorii de la Centrul Cultural Nicolae Iorga din Vălenii de Munte. Sunt copiii de la clasa de canto, grupul pe care l-am denumit Teleajenul, pentru că ei vin de pe Valea Teleajenului până la urma urmei. Sunt copii cu vârste cuprinse între 4 și 18 ani, nu sunt astăzi toți, au venit într-o formulă restrânsă. Cei care au putut să lipsească de la școală sau de la sărbările care se organizează în această perioadă. Pe parcurs îi veți cunoaște pe toți, pentru că ei au pregătit și colinde individual, însă acum vă vor colinda, asta e casa cea frumoasă, un colind interpretat așadar în grup, grupul Teleajenul de la Vălenii de Munte. Cu flori domnilor.
dimineața! Auzi și un bună dimineața așa în cor, în grup? Ia, bună dimineața! Bună dimineața! E, așa mai merge, e mai frumoasă dimineața asta alături de voi. Bună dimineața, Ana! Bună dimineața! Câți ani ai, Ana? 8. Ai fost cu minte anul ăsta? Da! Sincer? Da, sincer. Bun, și ai făcut scrisoarea pentru moșu? Nu. Nu? Păi nu. Și de unde o să știe moșu ce să-ți aducă? I-ai transmis prin vreun spiriduș ceva? Da. Serios? Tu vorbești cu spiridușii? Da. Și ce vrei de la Moș Crăciun? Vreau o trusă de brățări. Ah, bun! Frumos, știm ce vrem. Aici o avem pe Miruna. Bună dimineața! Bună dimineața! Dar tu, Miruna, ai fost cu mințică? Da. O ajuns pe mami prin casă la treabă? Nu prea. Nu prea? Ah, și ce ai vrea tu să-ți aducă Moș Crăciun anul acesta? O carte de colorat. O carte de colorat. Măi, mie mi se par astea niște cadouri foarte drăguțe și nu sunt niște cereri imposibile. Bună dimineața! Bună dimineața! La ce oră te-ai trezit astăzi, mai ții minte? Nu? Ai venit și cu surioara ta? Nu. Nu. Ea este Maia, astăzi ne-a adus un videoclip. Maia, tu ce-ți dorești de la Moș Crăciun? O pișcuță. Adevărată sau de jucărie? Adevărată. Wow! Păi să vorbim cu Moș Crăciun, nu știu, să facem o scrisoare specială. Timea, bună dimineața! Bună dimineața! Vai, ce drăguță ești astăzi, Timea! Tu ce-ți dorești de la moșu? O pisicuță de jucărie. Ah, la tine de jucărie, am înțeles. Și mai simplu. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum vă numiți, domnișoară? Ana Maria. Ana Maria, câți ani ai, Ana Maria? 7 ani. 7 ani. Și moșul ce să-ți aducă? Ia spune-ne. Un puzzle. Un puzzle. Ah, ce copii cu minți și drăgălași. Bună dimineața, Ștefania! Bună dimineața! De unde vii tu, Ștefania? Din Vălenii de Munte. Ei, serios? Da. Și ai note bune la școală? Da. Da? Da. Bun, înseamnă că vine moșul la tine. Da. N-ai fost sigură. Cu minte ai fost? Da. Bun. Ce să-ți aducă moșul? Sănătate. Sănătate, că e mai bună decât toate? Da. Și vreun cadou? Un videoclip, o piesă. Un videoclip. Da, bun. Hai că le-am dat idei. Bună dimineața, Sara. Bună dimineața. Câți ani ai, Sara? 11. De unde vii, Sara? Din Nucșoara. Din Nucșoara, aproape de Vălenii de Munte, da. Nu-i așa? Interesant. Tu i-ai scris moșului? Nu. Nu i-ai scris încă? Păi și cum facem? Că mai e puțin timp. Nu știu. Diseară trebuie să scrii, să scrii acolo scrisorica, da? Da. Ce-ți dorești de la Moș Crăciun? O carte. O carte de povești, da. Sau un bazm? Sau un roman? E ca un jurnal. E ca un jurnal, am înțeles. E o carte specială. Da. Bine, să-ți aducă ce-ți dorești tu. Mergem mai departe, ne întoarcem la rândul 2. Bună dimineața, Mihaela. Bună dimineața. Mihaela, ai fost cu mințică, am auzit. Da. Da? Ce să aducă Moș Crăciun pentru tine? Eu mă gândeam la un pluș și lui îi se spune Pikachu. Ah, ok, am auzit de Pikachu ăsta. Bună dimineața, Daria. Bună dimineața. Daria, știu că tu ai fost foarte cu minte, știu că ești talentată și la desen, nu doar la muzică. Ce-ți dorești de Crăciun anul acesta? Ceva de migălit să-mi ocup timpul. Ceva de migălit să-mi ocup timpul? Foarte interesant. Bună dimineața, Melisa. Bună dimineața. Melisa, tu de unde vii? Din satul Slon, comuna Cerașu. Oh, a fost drumul lung? Da, jumătate de oră. Până la Vălen de Munte. Vălen de Munte și până aici 2 ore. Așa, tu ce-ți dorești de la Moș Crăciun? Sănătate și fericire, cel mai important. Bine, mă, ce copii modești. Bună dimineața! Bună dimineața! Ea este Diana, este domnișoara grupului. Diana, câți ani ai? 14. Note bune la școală? Da. Sigur, sigur? Da. A ajuns părinții acasă? Da. Ce-ți dorești de Crăciun? Sănătate și multe cărți de citit. Oh, ia uite, avem aici o cititoare. Bravo! Și flăcăul grupului astăzi este Rareș. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, măi, Rareș? Bine! Bine? Cu minte ai fost? Da! Mă bucur să aud asta. Și de la Moș Crăciun ce ai vrea? O carte de jurnalul unui puști. Jurnalul unui puști. Da. Bine, să vă aducă Moș Crăciun tot ceea ce vă doriți. Sunteți pregătiți pentru cel de-al doilea colind? Da. Care se numește cum? Ziua-i mare? Seara-i sfântă. Este din repertoriul lui, de fapt este repertoriul Paulei Selling. Cântecul este în duet cu Ion Paladi, da? Este un cover, așa-i spunem. Bun, vă ascultăm, să zâmbiți, să fiți frumoși. Ziua-i mare, seara-i sfântă. Grupul Teleajănul de la Centrul Cultural Vălenii de Munte, Centrul Cultural Nicolae Iorga. Să-i ascultăm.
lindăm pe pământ. Ziua-i mare, seara-i sfântă, când Mesia s-a născut. Îngerii în ceruri cântă, noi vă lindăm pe pământ. Pe plac de va fi cântatul în casă, să ne primiți până cerii. Colindători de la Centrul Cultural Nicolae Iorga din Vălenii de Munte, de la clasa de canto popular. Ei sunt în mare parte, de fapt ei sunt elevii mei, dar cei mai mici. Mâine vin cei mai mari elevii ai mei din Prahova, de la Centrul Cultural Izvoarele. Însă ei s-au pregătit intens în perioada aceasta, au făcut înregistrări, au învățat foarte bine colindele, pentru că își doresc să aducă bucurie în sufletele tuturor celor care urmăresc Diminescu Cântec astăzi. Așa este, bună dimineața încă o dată! Bună dimineața! Ana Maria Bogdan, Daria Dumitru, bună dimineața! Bună dimineața! Câți ani ai, Daria? Fac 8 ani în februarie. 8 ani în februarie, bravo! Ai fost cu minte anul acesta? Da. Cea mai cu minte? Da. Da? Și ai scris moșului o scrisorică? Da. Da? I-ai scris? Ce ai vrea să-ți aducă Moș Crăciun? O tablă. Așa. Și niște marcări cu alcool. Marcăre cu... A, e o tablă pe care scrii cu markerul ăsta cu alcool? Nu, nu. Dar? Ele sunt niște carioci, dar așa se numesc ele. Am înțeles, înțeles. Bun, trebuie să-mi explici că, uite, eu nu m-am mai jucat de mult cu așa ceva. Dar tu ești la școală, Daria? Da. Da? Ești clasa pregătitoare sau clasa întâi? Clasa întâi. Clasa întâi și îți place la școală? Da. Da? Ce-ți place cel mai mult la școală?
De doamna? Da. De doamna, îți place cel mai mult, eram sigură. Dar tu cânti și muzică ușoară, așa este? Da. Da? Pe cine salutăm de acasă? Cine? Pe... Mama, mamaie. Tata, bunici? Pe mamaie. Pe mamaie? Cum se numește mamaie? Florica. Mamaie Florica, o salutăm. Și pe doamna de canto muzică ușoară o salutăm. Pe doamna Nicoleta Cina, da. Și o așteptăm pe la noi și te așteptăm aici să vii să ne cânti și muzică ușoară. Da. Astăzi o să ne cânti Steaua, nu? Da. Bine, dar mai întâi să vorbim și cu Ana, da? Ana Maria Bogdan. Ne mai spui o dată câți ani ai, Ana? 8. Are 8 ani. Ana, tu ce clasă ești? A doua. Clasa a doua, știi deja să scrii? Da. Și să citești? Da. Wow. Și la școală ai o materie preferată? Română. Română îți place, pentru că îți place și cititul, clar, da. Nu? Bun, mi-ai spus mai devreme ce îți dorești de la Moș Crăciun, însă voiam să te întreb dacă știi cumva și părinții tăi ce își doresc de la Moș Crăciun. Mai vine moșul și la ei? Cred că da. Crezi că da? Da? Ce să facem? Nu știu, voiam să te pun să-mi cânti ceva așa a capela. Crezi că putem? Ai un colind preferat, în afară de cel pe care l-ai înregistrat? Nu. Nu? Bine, atunci cântă-ne colindul pe care l-ai pregătit astăzi și mă mai gândesc la o provocare pentru tine după, de acord? Bine. Ana Maria Bogdan merge la locul de cântat, suferă astfel la un bun colind din repertoriul surorilor Suzana și Daciana Vlad. Suferea străi
sufletul milos. Dumnezeu fie cu tine, lerului domn, în tot anul care vine. Bravo, Ana Maria! Mulțumim frumos, Ana Maria Bogdan. Te rog să vii pe canapea. Și se pregătește să ne cânte Steaua, Daria Dumitru. Daria, mergi la brăduț acolo? Uite acolo, unde e locul de cântat. Foarte bine. Ești pregătită? Da. Da? Bine. Steaua sus răsare. Haideți să o ascultăm și pe Daria Dumitru. Hai mândro în brațe la mine, unde cal și bine, mândrulița mea. Hai mândro, hai mândro, hai lasă păcatul, ne află bărbatul, eu mi toi lua. Țac, 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 cu coană te fac, țac, 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 și mi te îmbrac. Să zică lumea orice o vrea, mi-e drag de tine să fii a mea. Țac, 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 cu coană te fac, țac, 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 și mi te îmbrac. Să zică lumea orice o vrea, mi-e drag de tine să fii a mea. Las mândro, las mândro, mândruțele toate, le dau la o parte pentru gura ta. Las mândro, las mândro, și banii și casa, tu-mi ești aleasa la inima mea. Țac, 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 cu coană te fac, țac, 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 și mi te îmbrac. Să zică lumea orice o vrea, mi-e drag de tine să fii a mea. Țac, 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 cu coană te fac, țac, 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 și mi te îmbrac. Să zică lumea orice o vrea, mi-e drag de tine să fii a mea. Hai mândro, hai mândro, numai
mai sta pe gând, că timpul e scurt și vorba mi-ai luat. Hai mândro, hai mândro, vino să fugim și să ne iubim, că așa-i dragostea. Țac, 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 cu coană te fac, țac, 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 și-mi te îmbra. Să zică lumea orice o vrea, mi-e drag de tine să fii a mea. Țac, 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 cu coană te fac, țac, 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 și-mi te îmbra. Să zică lumea orice o vrea, mi-e drag de tine să fii a mea. Alături de mine, pe canapea, chiar acum Melania Badea și Rareș Mirica. Melania a întârziat la cântecul de grup, așadar o să o întrebăm și pe ea ce vârstă are. Câți ani ai? Am 11 ani. 11 ani, bravo! Și ce ne dorim de la Moș Crăciun, că poate ne aude? Eu de la Moș Crăciun îmi doresc un urs mare de pluș. Bravo! Și avem și o urare pentru cei de acasă, acum în prag de sărbători? Sărbători fericite alături de cei dragi! Bravo! Rareș Mirica, o urare și din partea ta? Pentru tati, ca să ajungă cu bine acasă. Unde-i tati? Unde-i tati? În Germania. În Germania și vine de Crăciun, da? Da. Așa. Pentru cei trei bunici ai mei, sănătate, și pentru învățătoarea mea, Dinu Camelia, sănătate multă. Doamne ajută! Bravo! Un băiat hotărât care știe ce să ureze. Mergi la locul de cântat? Ia să vedem! Ne-a adus Ziurel de către Ziu, așa se numește colindul, din repertoriul Georgianei Lobonț. Scoală, scoală, casă bună, scoală, scoală. Ziua.
fir de busuioc, gaze mari să aveți noroc. Zi urel de zi urel, zi urel de către ziua, zi urel de zi urel, zi urel de către ziua. El este micuțul Rareș Mirică de la Vălenii de Munte, un băiețel foarte serios care își dorește să cânte și să-și bucure familia și nu doar familia, ci pe toți cei care îl vor asculta. Și de acum înainte, vino înapoi pe canapea, Rareș, merge la locul de cântat Melania Badea și ea cântă și muzică ușoară. Pe cine salutăm de acasă? Pe mami și tati. Mami și tati. Pe doamna învățătoare? Da. Da? Ia mai gândește-te, mai ai pe cineva de salutat? Doamna de cantă muzică ușoară? Da. Da, cum o cheamă? Cum se numește? Nicoleta Cina. Nicoleta Cina este prietena mea, colega mea. O îndrăgesc foarte tare pentru că face lucruri extraordinare cu elevii și o așteptăm și pe ea într-o zi pe la noi. Să ne cânte, să ne colinde un alt fel de colind, Melania Badea. Aceasta e din toate serile ninse de sărbători, cea mai aleasă și până în zor de zi, plină de colindători. D'albe flori, leruile, veste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt. D'albe flori, leruile, peste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt. Și sub brad tuturor, din darul magilor, lasă câte ceva. Micul Iisus că-și dar din dar se face iar raiul spre slava sa. D'albe flori, leruile, veste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt. D'albe flori, leruile, veste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt. Noaptea aceasta nea are acel ceva, un har ieșit din comun. Fiți așadar mai buni și credeți în minuni, cel puțin de Crăciun. D'albe flori, leruile, veste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt. D'albe flori, leruile, veste mare din cer, a ajuns pe pământ, s-a născut pruncul sfânt. Thank you.
mișcat și numărunț, mă. Da, traiu bun și rebai mulți, mai mișcat și numărunț, mă. Mai devreme pe Oana Font, un videoclip tare frumos. Vreau acum să salut conducerea de la Centrul Cultural Nicolae Iorga din Vălenii de Munte. Ne urmărește, ne-a transmis un mesaj frumos doamna manager. O salutăm și îi mulțumim pe această cale pentru faptul că este tot timpul alături de noi și ne susține. De asemenea, salutăm și pe domnul primar de la Vălenii de Munte, care sprijină necontenit activitatea culturală a orașului. Și să vă prezint următoarele minunății. Avem aici Timea, Moraru, Băloiu. Bună dimineața încă o dată! Bună dimineața! Este foarte cumințică și foarte timidă, dar e tot timpul foarte atentă și bine pregătită. Daria Peneș, bună dimineața! Bună dimineața! Daria face parte și din ansamblul folcloric, este și la dansuri, muzică, dansuri populare, pardon, nu doar la canto, muzică populară. Ea va interpreta astăzi Galbenă Gutuie, un colind foarte cunoscut și foarte iubit de către toți românii. Și o avem lângă noi și pe Mihaela Arsene. Te rog să dai microfonul, Daria, către Mihaela. Bună dimineața! Bună dimineața, Mihaela! Mihaela e foarte exotic, așa ca și înfățișare, dar iubește muzica populară. Bun, ești pregătită, Timea? Da. Hai la locul de cântat. Ai o urare pentru cei de acasă? Nu. Nu? E, dacă nu, atunci hai să cântăm, iată, vin colindători. Merge acolo lângă Brăduț, uite, e un X acolo jos. Îl vezi? Bravo, foarte bine. Acolo rămânem. Timea ne colindă, iată, vin colindători. Florile d'albe, florile d'albe.
Timea, ți-au trecut emoțiile? Ți-au trecut bine, vino pe canapea, respiră ușurată. Ai un costum foarte frumos muntenesc de Prahova, l-am admirat. Merge Daria Peneș la locul de cântat lângă Brăduț. Daria, tu ai o urare pentru cei de acasă? Da, le urez un Crăciun fericit și multă sănătate. Doamne ajută, mulțumim frumos, așadar, Daria Peneș, galbenă gutuie. Doar
Bravo! Ne-a plăcut foarte mult Galbenă Gutuie, o interpretare plină de sensibilitate a acestei domnișoare, Daria Peneș, un copil foarte muncitor și la școală, și acasă, în familie, dar și la orele de canto. Vine tot timpul foarte bine pregătită, ca e tu pus la punct, versurile știute, învățat, totul frumos, felicitări, o să vină Moș Crăciun cu multe cadouri pentru voi toate. Să vorbim puțin și cu Mihaela Arsene. Mihaela, ia spune-mi, tu ai vreun cântec preferat de muzică populară? Da. Care este? Am un cântec și se numește Eu sunt Floarea Prahovei, al dumneavoastră. Ah, mulțumesc tare mult, mulțumesc. Ai și un costum de Prahova foarte, foarte frumos și înțeleg că este chiar din zona ta. Tu de unde vii? Din Vălenii de Munte. Din Vălenii de Munte, chiar din oraș. Da. Bun, bravo. Măi, Daria, dar tu un cântec de muzică populară preferat ai? Da. Care este? S-a rugat mama odată, care s-a rugat chiar mama îl cânt. Și l-ai cântat odată chiar aici la emisiune. Da. Bine, dacă ne rămâne timp, poate facem ceva a capela, da? Hai să ne colinde și Mihaela Arsene și mai vedem. Scoală gazdă din? Pătuț. Și tu scoală și mergi lângă Prăduț să ascultăm pe Mihaela Arsene. Thank you.
ziua, că n-am s-o duc la apă. În gradină n-am o șapă, în gradină n-am o șapă. Îmi dai de lela, nu ești marar, nu ești usturoi. Și să vezi drăguț, am doi. N-are nimic și să-mi facă conșepul deața, să-mi placă conșepul deața, să-mi placă. Îmi dai de lela, n-are nimic și să-mi facă conșepul deața, să-mi placă conșepul deața. Am o vă spun în față, dacă n-ai drăguț, nu-i viață. Dacă n-ai drăguț, nu-i viață, îmi dai de lila. Dar eu vreau că mi-aș copite și mult forță mă sărute. Eu-s femeie împlinită, de barbat nu vreau strunită. De barbat nu vreau strunită, îmi dai de lila. Eu-s femeie împlinită, de barbat nu vreau strunită. De barbat stau cât vreau, în oglindă stau cât vreau, îmi dai de lila. Mă gătesc, mă fac plăcută, strâng prin joc, că doar nu-s mută, strâng prin joc, că doar nu-s mută, îmi dai de lila. Beau câte un pahar, chiar două, din casă nu ies de plouă. Dar stau și număr banuțe, dar stau și număr banuțe și-mi țin în brațe drăguțe. Am urmărit-o și pe doamna Margareta Clipa, o salutăm pe această cale și transmitem sărbători frumoase și fericite. Salutăm încă o dată pe doamna manager Mihaela Sima de la Centrul Cultural Nicolae Iorga din Bălenii de Munte, salutăm tot personalul și pe domnul primar Florin Constantin. Vom fi mâine seară și la Târgul de Crăciun din Bălenii de Munte, voi cânta și eu, vor cânta și copiii, vom colinda pentru că așa este datina la noi la români. Acum pe canapea Miruna Oprea și Ștefania Buzea. Bună dimineața! Bună dimineața, fetelor! Bună dimineața! Ah, ce hotărâte ați fost și ce zâmbitoare sunteți și frumoase totodată! Miruna Oprea este de la Posești. Poseștiul este chiar lângă Vâlenii de Munte, nu? Lângă Nucșoara. Lângă Nucșoara. Bravo! Miruna, câți ani ai? Ne mai spui? 9 ani. 9 ani. Cine te îndrumă pe tine? Cine te conduce către muzica populară din familie? Mami. Mami? Lui mami îi place foarte mult muzica populară? Da. Da, da, și și-a dorit ca tu să cânți? Da. Bravo, ești foarte studioasă, abia așteptăm să ne colinzi. Dar tu, Ștefania, pe tine cine te-a trimis la canto muzică populară? Cine a zis, măi, fata asta are voce, trebuie să cânte? Mătușa. Mătușa? Cum se numește mătușa? Elena. O salutăm, pe cine mai salutăm de acasă? Pe bunica. Bunica cum se numește? Viorica. Pe bunica Viorica. Mai salutăm pe cineva? Aveți o urare de sărbători pentru cei care ne urmăresc? Da. Ia, spune Miruna. Le doresc multă sănătate și fericire. Doamne ajută! Iar tu, Ștefania? Eu le doresc să aibă multă sănătate. Dar uite-te acolo la cameră, la colegii mei, da, și spune-le. Eu vă doresc să aveți multă sănătate și să fiți sănătoși cu toată familia voastră. Și cu sănătate și să fiți sănătoși și foarte fericiți să fiți. Copiii au emoții, dar sunt pregătiți să colinde. Miruna Oprea, la locul de cântat, lângă Brăduț. Cum se numește colindul? E ajun de Crăciun. E ajun de Crăciun. Aproape. Ascultăm urător, lerui, ler, lerui, ler. Vin ascolindător, lerui, ler, lerui, ler. Să ascultăm urător, lerui, ler, lerui, ler.
și din suflet să dăm, lerui, ler, lerui, ler, de nevoi să scăpăm, lerui, ler, lerui, ler, și din suflet să dăm, lerui, ler, lerui, ler, de nevoi să scăpăm, lerui, ler, lerui, ler. Cu toții cântați, lerui, ler, lerui, ler, lângă brav adunați, lerui, ler, lerui, ler, și cu toții cântați, lerui, ler, lerui, ler, bucurii să împliniți, lerui, ler, lerui, ler, și să fiți fericiți, lerui, ler, lerui, ler, bucurii să împliniți, lerui, ler, lerui, ler, și să fiți fericiți, lerui, ler, lerui, ler. Bucurii să împliniți, lerui, ler, lerui, ler, și să fiți fericiți, lerui, ler, lerui, ler. Bucurii să împliniți, lerui, ler, lerui, ler, și să fiți fericiți, lerui, ler, lerui, ler. Bine, Miruna, te-ai descurcat, stai, Ștefania, nu te grăbi, nu te grăbi să mai și povestim. Uite, da, ia să-mi povestiți voi, ce mâncați voi de sărbători de Crăciun? Ce au pregătit mămicile? Sau încă n-au început pregătirile la bucătărie? N-au început? Păi nu s-au făcut cârnăciorii, nu s-a făcut șunculița, tobița, nu? Încă nu? Nu. Păi de unde veniți, mă, voi? Nu trebuie să le facem pe toate? Bun, hai să vedem. Un cântec de muzică populară preferat? Ștefi? M-a trimis mama la mure. Așa, iar la tine, Miruna? Pe Valea cu Tufele. Ne cânti o strofă din Pe Valea cu Tufele? Să vadă oamenii că tu chiar ești dedicată și ție-ți place să cânti cu adevărat. Ia să auzim. Pe Valea cu Tufele spală lelea rufele și le întinde pe butuș, tra la 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 la, la trăcâinii ca la urși, tra la la la. Și le întinde pe nuiele, tra la 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 la, de la trăcâinii la ele, tra la la la. Foarte bine, Miruna, bravo, ai trecut testul. Eu știu ce o să te pun pe tine să cânți. Mi-ai cântat tu mie odată Ciobănaș cu 300 de oi. Îmi cânți un pic o strofă? Da. Ia să auzim. Ciobănaș cu 300 de oi, când vii și treci cu turma pe la noi, de-i vedea pe mândră draga mea. Bravo! Spune-i că m-am depărtat de ea, de-i vedea pe mândra draga mea. Spune-i că m-am depărtat de ea. Bine, măi, Ștefania, te-ai descurcat și tu foarte bine. Luăm pauză de publicitate și o să ne colinde și Ștefania Buza de la Vălenii de Munte. Deschide gazul
bem vin și să cântăm la mulți ani să vă urăm sfântă-i seara de Crăciun. Domnul să vă intre în casă, asta-i seara de Crăciun. Să aveți viață frumoasă, asta-i seara de Crăciun. Ștefaniei Buza de la Vălenii de Munte, alături de mine chiar acum. Avem două domnișoare, una mai mică, una mai mare. Melisa Milu este cea mai măricică. De unde vii, Melisa? Din satul Slon, comuna Cerașu. Bună dimineața încă o dată. Bună dimineața. Pe cine salutăm de acasă? Cine ne urmărește chiar acum? Bunicii mei, sora mea și tatăl meu. Cum se numește surioara? Hai să o salutăm. Milu Selena. Pe Selena o salutăm și data viitoare să vină și ea, da? Da. Bine. Ce spuneai tu că îți dorești de la Moș Crăciun? Am uitat. Sănătate și fericire. Ce sănătate și fericire, adică tu ai de toate? Nu mai trebuie nimic? Nimic material. Nimic material? Ah, ce copil cu minte și bun. Domnișoara de lângă se numește Maia Mărculescu. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce mai faci, Maia? Te-am auzit că tu șai mai devreme. Ai răcit rău? Da. Da, acum îți trece. Pe cine salutăm de acasă? Pe cine ai vrea să saluți? Pe mami și pe tati. Pe mami și pe tati, doar atât? Nu mai salutăm pe nimeni altcineva? Uite, hai să-l mai salutăm încă o dată pe domnul primar de la Vălenii de Munte, pe domnul Florin Constantin. Vă reamintesc, mâine seară, în formulă completă, de la mic la mare, mergem la târgul de Crăciun de la Vălenii de Munte și vom colinda aproape două ceasuri. Melisa, ești pregătită? Hai, da. N-ai emoții, nu? La locul de cântat, Melisa și-a ales un colind din repertoriul doamnei Steliana Sima. Să ascultăm! Flor de mar în casa de român. Leru,
și flori de măr, române să fii bun. Leru, ler și flori de măr, în casa de român. Leru, ler și flori de măr, române să fii bun. Are și o filmare frumoasă de la munte. Se vede în spate peisaj superb de ac. Ce tușește, mititica Maia. Îți mulțumim că ai venit astăzi să te faci bine. Bine, lasă microfonul la colegele tale. Mulțumim tare mult. Uite, și un coleg de-al meu o să te ducă la mami, un coleg de-al meu, da, ca să rezolvi cu tusea. Hai, mergi la el. Hai, mergi la el. Așa. Ah, ea nu s-ar îndura, mititica, să plece, dar tușește foarte, foarte tare. Ce să facem? Este sezonul, tușim și noi cei mari, da, păi cei mici. Aici alături de mine o avem pe Sara Alexe și de asemenea o avem și pe Diana Vulpe. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, încă o dată și ție, Diana. Bună dimineața! Sara, tu de unde vii? Din Nucșoara. Din Nucșoara. La școală note bune? Da. Totul bine? Da. Da, ai fost și foarte cuminte? Da. Da, da, serios? Pe cine salutăm noi de acasă? Cine se uită acum pe la noi? Familia mea, pe bunica mea care mă aștepta. Așa. Pe mătușa mea și pe unchiul meu și mama și tataie. Așa, bravo. Și ai și o surioară foarte frumoasă și talentată. Da. Așa?
ieși acasă. Să te ții de capul ei să vină din nou la Canto, pentru că are super potențial și ea o să te asculte, telespectatorii, și pe tine, și vom aștepta mesajele pe pagina de Facebook Diminescu Cântec. Și Diana Vulpe este alături de noi. Diana, tu de unde ești? Sat Ogretin, Comuna Drașna. Comuna Drașna. Câți ani ai? 14 ani. Tu ești la liceu? Sau clasa 8-a? Clasa 8-a. Clasa 8-a. Te așteaptă un examen la finalul acestui anului viitor, de fapt, nu chiar, în vară. În vara care urmează te așteaptă un examen, te pregătești de pe acum, bănuiesc. Ești o fată silitoare, ai note bune la școală? Da. Da? Bine. Hai să te ascultăm atunci. Cum se numește colindul, Diana? Săningă cu iertare. Diana Vulpe, Săningă cu iertare. Mergi la locul de cântat. Din repertoriul cui este acest colind? Suzana și Daciana Vlad. Din repertoriul surorilor Suzana și Daciana Vlad. Te rog să iei loc din nou, Diana. Urmează Sara, se pregătește și Sara să ne cânte. Are un glas foarte frumos, nu doar niște ochi superbi. Colindul tău se numește cum? La Viflame Colon Jos. La Viflame Colon Jos. Dar mai ai și un alt colind preferat? Tu cânti și pe la biserică. Care este? La nuntă în Cana Galilei. Poți să-mi cânti o strofă puțin? Ia să auzim. La nuntă ce s-a întâmplat, la nuntă în Cana Galilei, fosta și Iisus chemat, la nuntă în Cana Galilei. Bravo, Sara, foarte frumos! Uite, data viitoare când veniți, pregătiți și câte un cântec de muzică populară. De acord?
Acum e perioada colindelor, ne axăm în mod special pe colinde. Copiii sunt cei care se bucură cel mai mult de sărbătorile de iarnă, îl așteaptă pe Moș Crăciun, au scris acolo ce își doresc, au dus scrisoarea la poștă, totul este rezolvat. Vor colinda pe la casele celor dragi și prin sat. Mergeți la colindat, nu-i așa? Da. Da? Bine. Sara, hai la locul de cântat. La Viflem colo în jos se numește colindul Sarei Alexe. Aștept și mâine cu foarte multe colinde frumoase. Doamna Aneta Stan vine însoțită de câțiva colindători minunați. De asemenea, părintele Vlad Roșu va veni să povestim despre sărbătoarea Crăciunului, dar și să cântăm colinde. Copiii din Prahova, de data aceasta din comuna Izvoarele. Vă las chiar acum un videoclip. O, ce bucurie mare! Era Luca Diaconu, părintele Vlad Roșu și grupul Izvorașul de la Izvoarele, Prahova. Până mâine vă îmbrățișez cu sufletul să aveți parte de o zi ușoară, relaxantă, frumoasă. Vin sărbătorile! Facem cu mâna! Pa, pa! Cel dorit astăzi a venit. O, ce bucurie mare! La creștini e sărbătoare. Astăzi s-a născut Iisus, împărat. Hristos a născut. O, ce bucurie mare!
astăzi s-a născut Iisus, împărat din cer adus. Crai din răsărit darul lui Iisus. O, ce bucurie mare la creștini e sărbătoare. Astăzi s-a născut Iisus, preamărire-i dă. Cu drag îl primim să ne mântuim. Veste bună peste lume, Hristos